Pe locul 10 avem cubul Mirror de 2x2. Acesta, deși nu are culori, având piesele inegale, el își schimbă forma atunci când îl amestecați. Și deși schimbă forma, totuși nu este prea greu de rezolvat. Se poate rezolva destul de ușor fiind doar de 2x2. Cubul tricolor are doar 3 culori, fiecare dispusă pe câte un strat. Astfel că atunci când îl rezolvați, dacă rezolvați, să zicem, primele două straturi, automat se rezolvă și al treilea, ceea ce e foarte simplu. Uitați, de exemplu, am rezolvat stratul din mijloc și acum mai am doar straturile acestea. Uitați, pac, am rezolvat primele două, s-a rezolvat și al treilea. Este un cub super tare și ușor de rezolvat. Cubul de 2x2x3. E 2x2, dar în sus are 3. Nu are foarte multe, cum să zice, poziții de amestecare. E un pic mai greuț, dar se poate rezolva destul de ușor și arată și super frumos. Uitați, vedeți, am amestecat aici din greșeală. Cubul Cloud este un cub făcut special pentru începători. Are 5 culori de albastru, adică 5 fețe colorate în albastru și una în alb. Practic, atunci când îl rezolvați, trebuie să rezolvați doar o față și ați terminat de rezolvat cubul. Este un cub făcut special pentru cei începători, pentru că se poate rezolva pur intuitiv. Uitați! Magic Rainbow Ball este un puzzle ce se rezolvă pur intuitiv. Scopul este să așezați bilele în cercurile corespunzătoare, cum este acum. Acum este în poziția de rezolvat, dar puteți să le mutați folosindu-vă de spațiu liber. Uitați! Vedeți? Și este și o senzație foarte plăcută, este ca un puzzle antistres, uitați ce plăcut este. Gata, este destul de ușor de rezolvat și nu necesită niciun algoritm. Pe locul 5 avem cubul floppy, este practic o felie de cub, este un cub de 1 pe 1 pe 3 și are doar câteva, cum să zice, poziții de amestecare. Dar ce e tare la acest puzzle e că își schimbă și forma, uitați, de exemplu puteți face așa ceva. Stați așa, ia uitați, uitați cât de tare arată, vedeți? Pare că am mutat ăsta aici, dar de fapt se dă ăsta la o parte, se pune așa și se dă înapoi. Sau uitați cum s-a făcut acum. La fel, are niște poziții care par imposibil de rezolvat, dar nu e deloc așa. Un puzzle super fain și interesant. Cubul O2 este practic un cub doar cu centre și se pot roti, uitați așa. În câteva mutări nu prea aveți nici cum să-l amestecați. Imediat se poate rezolva. Uitați, de exemplu, hai să rezolvăm aici. Rezolvăm albul și acum rezolvăm verdele și gata, s-a rezolvat tot. Și este și un spinner, ia uitați. Stați, că nu l-am prins eu bine. Uitați. Super tare! Felie de cub de 2x2. Uitați cât de simplu este acest puzzle. Are doar 4 poziții de amestecare. Practic se poate rezolva din maxim 3 mutări. Uitați, asta e cea mai complicată poziție. 1, 2, 3. Nu aveți cum să-l amestecați prea mult. Pe locul 2 avem cubul fidget. Este un puzzle antistres. Uitați, se deschide la infinit. E super plăcut să faceți așa cu el și nu există poziție de amestecat sau de neamestecat. Este doar așa, să scăpați de stres. Și pe primul loc, un cub de 1 pe 1 pe 1. Nu aveți nimic de rezolvat la el, uitați. Este ca un zar. Dar are și un acest, cum se zice, un acest lănțișor care se poate atașa, uitați. Are aici o chestie, ia să vedeți. Uitați, vedeți? Și se poate face breloc. Ia să punem noi așa frumos. Uitați cât de tare, să aveți la chei. Pe toate acestea și multe altele super faine le găsiți pe genius.ro. Vă mulțumesc de vizionare, la revedere! Ups!